Salutare, prieten! Am vrut să filmez acest video pentru că am impresia că avem o problemă. Acum câteva zile eram în mașină și ascultam la radio muzică. Ascultam radio pentru că nu merge să mă conectez cu telefonul la mașină și n-aveam de ales. De obicei nu ascult radio. Însă ascultam muzică și la un moment dat s-a făcut oră fixă, a venit vremea știrilor. La știri era această prezentatoare care vorbea despre tineri. Spunea chestii de genul: generația tânără, crescută cu telefonul în mână, cu ochii în calculator și cu ochii în social media, este leneșă, nu muncește suficient de mult, angajatorii se plâng de ei că pleacă prea devreme, nu sunt mulțumiți de salariu și nici nu au competențe foarte ridicate. Și am stat să mă gândesc, după ce am auzit toate astea, așa ne încurajăm noi tinerii? Ăsta e mesajul pe care vrem să le transmitem viitoarelor generații care vor construi țara asta? Că sunt niște leneși care nu știu să facă nimic și pierd vremea cerând prea mult? Ăsta e mesajul pe care vrem să îl transmitem tinerilor? Și chestia asta m-a întristat puțin pentru că știu cât de mulți adolescenți, cât de mulți tineri sunt în lumea asta care n-au auzit nici măcar o vorbă de încurajare. Mi se pare că societatea nu pune prea mult preț pe tineri. Nu realizează cât de importanți sunt pentru viitor. Acum să vorbesc puțin despre ce a spus prezentatoarea aia. Tinerii nu muncesc suficient de mult și au pretenții prea mari. Hai să vă spun care este costul de trai din București. Eu sunt în București acum. Ca să stai cu chirie în București, îți trebuie minim 1500 de lei. Nu prea mai găsești chirii, mă refer la garsonieră, nu apartament cu 2-3 camere. O garsonieră sub 300 de euro. Nu prea mai găsești. Deci îți trebuie 1500 de lei. Îți mai trebuie minim 1000 de lei pentru mâncare pe lună. Plus întreținere, plus alte cheltuieli, alte ieșiri, ajungi la minim 3.000 de lei. Atât îți trebuie ca să trăiești decent sau să îți acoperi traiul în București. Ori angajatorii au pretenția să îți faci treaba ca angajat pe un salariu de cât? De 2.000 de lei? Am un prieten care a muncit vara asta 16 ore pe zi, 16 ore pe zi, 7 din 7 pe săptămână, pentru un salariu de nici 3.000 de lei. Asta e sclavie. Și tu ai pretenții să-ți rămână tânărul ăla acolo pentru mult timp, plătit cu un salariu de nimic? Alt lucru pe care prezentatoarea l-a spus: tinerii stau cu ochii în telefon, nu știu să facă nimic și sunt leneși. Bun. Este posibil. Sunt unii tineri care, într-adevăr, sunt leneși. Dar hai să ne uităm puțin la sistemul de învățământ din România. În zilele astea, facultatea s-a transformat într-un business. Nu te mai învață ceva folositor. Conducătorii facultăților vor să atragă cât mai mulți studenți, cât mai mulți tineri în facultatea lor ca să facă bani de pe urma lor. Nu ca să învețe ceva. Este totul despre bani, totul se rezumă la bani. Nu mai ieși de pe băncile facultății cu o competență, cu niște informații. Ești cu o diplomă care din ce în ce mai puțin e folositoare la ceva. Pentru că majoritatea firmelor mari, corporațiilor, au implementat un program de training în interiorul corporației. Nici nu se mai uită la diplome sau ce diplomă ai. Dacă treci de testele lor, supuse la interviu sau în perioada lor de training, atunci e suficient de bun. Facultatea contează din ce în ce mai puțin. Și din ce în ce mai puțin conducători, profesori, directori din instituțiile de învățământ își dau interesul pentru a găsi această trecere mai lină de la o generație la alta. Să învețe tineri ceva. Și acum tu ca angajator ai pretenție ca tinerii să știe ceva când ei merg la facultate și văd profesori care anulează cursurile, anulează seminariile și se vede clar că nu-și dau interesul. Pe lângă asta, programa este învechită și te învață lucruri care, sincer să fiu, nu știu dacă te vor ajuta vreodată în viață.
Ce e de făcut într-o lume ca asta, într-o societate ca asta, pentru noi tineri? Și eu sunt tânăr, am 21 de ani. Ce e de făcut pentru noi? Să ne resemnăm, să renunțăm la a mai încerca, să devenim ceva în societatea asta, în viața asta? Eu cred că ar trebui să adoptăm o responsabilitate din ce în ce mai mare. Chiar dacă ni se pun bețe în roate din tot felul de părți, chiar dacă e din ce în ce mai greu să-ți găsești un drum în societatea asta, mai ales când nimeni nu te încurajează sau nu te ajută, trebuie să te ajuți singur. Cum faci asta? Încep de jos. Te uiți la lucrurile mici pe care le poți rezolva în viața ta de zi cu zi. După ce ai încercat măcar să le rezolvi, ai făcut un progres, te uiți la următorul pas. Și tot așa, următorul pas. Următorul pas după ăsta. Și așa, încet, încet, transformându-ți lucrurile bune pe care le faci în fiecare zi în obiceiuri, pas cu pas vei urca pe scara socială, vei urca în domeniul în care vrei să ajungi bun, în care vrei să faci performanță. Fie că vorbim de domeniul profesional, fie că vorbim de viața personală, fie că vorbim de relațiile cu oamenii din jurul tău. Societatea nu dă doi bani pe tine, însă tu trebuie să știi valoarea. Tu ești viitorul lumii. Merci.